vă vorbesc în calitate de redactor al acestei cărți, pe care am însoțit-o spre tipar în ultimele luni. Este o carte, să nu uităm, care a apărut pentru prima dată acum aproape 200 de ani. În ce măsură este ea actuală? Noi lansăm o carte care a apărut acum 200 de ani. Suntem în epoca în care comunicăm prin SMS-uri, în epoca Facebook-ului, iar această carte în două volume, puse așa, unul lângă celălalt, arată precum o lespede pe care nu ne vine să o dăm la o parte, căci ce să aflăm acolo? Altceva decât moaștele unui filozof. Dar trebuie să spun că nu este așa. Dacă despre Schopenhauer se va scrie în colecția prezentată mai devreme, o carte s-ar putea intitula astfel, cele 1001 de idei strălucite ale lui Arthur Schopenhauer. Fiindcă, deși cele două volume sunt scrise separat și la distanță de 25 de ani, cel de-al doilea volum, de fapt, este o rescriere a capodoperei din 1819. Ori în al doilea volum, Schopenhauer este cu totul altul. Nu doar aduce completări, cum afirmă, ci își rescrie cartea de tinerețe. Și o rescrie în așa fel încât ea, vă spun sincer, arată ca un bazar de idei. Avem acolo de găsit comori, gânduri, intuiții de tot felul. M-a uimit, de exemplu, faptul că deseori Schopenhauer citează din ziare într-o carte de filozofie serioasă, cum era încă în secolul XIX. Citea Times și sub impulsul lecturii de moment, în marea lui carte, punea aceste lucruri. Cartea este importantă și dintr-un alt punct de vedere. Este importantă pentru noi, fiindcă știm foarte bine, s-a vorbit despre Kant mai înainte, despre criticismul lui, despre gândirea critică, ori această gândire critică a lui Kant vine și ne spune că nu vedem decât aparențe și că lucrul în sine este inaccesibil. Ei bine, imediat după, relativ devreme după Kant, vine Schopenhauer care ne spune că acest lucru în sine este cognoștibil și ne spune care este, este voința. Ei bine, este foarte frumos, dar ce înseamnă această voință? Numele pe care îl dau filozofii la lucruri e întotdeauna foarte capricios. Voință înseamnă la Schopenhauer, poate fi imediat tradus cu impuls vital, dorință vitală, voință de a trăi. Voința care este în noi este de fapt un irepresibil, numește el. Așa că iată, voința înseamnă mai degrabă ceea ce nu vrem decât ceea ce vrem. Nu este un act volitiv conștient, dar ceea ce vrea fără noi, din noi, este ceea ce ne împinge de la spate, este irepresibil. Ori această, odată văzut lucrul în sine, descoperim că nu avem prea mari motive să ne bucurăm, deoarece vederea lui este totodată o constatare amară. Există un neajuns de a ne fi născut în felul acesta, ca să vorbesc cu cuvintele lui Cioran. Există o stare destul de amară a condiției umane, iar pesimismul lui Schopenhauer aici se concentrează și aici se și oprește, fiindcă nu există numai voință în noi, ci există și reprezentare, și acest cuvânt trebuie tradus. Această reprezentare înseamnă de fapt cunoaștere. Or, relația dintre cele două este aceasta. Cunoașterea este calmantul voinței din noi. Cunoașterea este, cunoașterea de orice fel, mai ales cea filozofică, este cea menită să atenueze și să stăpânească dorința, voința irepresibilă din noi. Astfel, filozofia lui Schopenhauer cred că este totuși o filozofie în căutarea serenității, iar tot bazarul de idei din carte despre care vorbeam, cred că este o ilustrare a căilor de obținere a acestei serenități, de care avem nevoie și astăzi, și întotdeauna. Vă mulțumesc frumos! Îl prezint pe domnul Radu Gabriel Pârvu, autorul acestei traduceri, cum s-a spus,
Am muncit timp de 7 ani la ea și cred că, să rezum pe scurt, să spun o frază, cred că nu noi am așteptat timp de aproape 200 de ani această traducere, ci ea și-a așteptat acest traducător care reușește să... care a reușit din plin să ni-l traducă nu numai pe filozoful Schopenhauer, ci și pe scriitorul Schopenhauer.